După incursiune în Cindrel și rezervația naturală Iezerele Cindrelului, oferă ocazia de a admira o priveliște deosebită. Pentru a o admira, vă invităm să urmați drumul județean 106A Sibiu-Păltiniș și drumul forestier până în Poiana Muncel, unde se poate parca mașina. De aici se continuă pe traseu marcat bandă roșie până în vârful Rozdești, de unde se deschide spre nord covorul cu bujorul de munte. Cunoscut sub numele de rododendron sau smârdar, înflorește la Iezerele Cindrelului la sfârșitul lunii iunie și începutul de iulie, dând o culoare roșiatică acestei căldări glaciare. Bujorul de munte crește spontan în tufe pitice în zona alpină. Locuitorii din gura râului au dedicat acestei flori festivalul Bujorul de Munte. Evenimentul prezintă obiceiuri locale prin cântec, dans și bucătărie tradițională. Astăzi am pregătit preparate la ceaun și preparate la grill. O să începem cu o prezentare a preparatelor la ceaun. În primul ceaun avem o tocăniță de oaie, celebra tocăniță de mărginime a Sibiului, făcută la foc mic de lemne, cu sos de vin, are în componență carne de oaie crescută la munte, ceapă, ardei, suc de roșii, doar carne de oaie. În suc propriu se începe tocana prin a căli ceapa, se călește ardeiul, se călește carnea, după care se adaugă vinul. Și ea stă la foc domol 2-3 ore, în funcție de cât de tânără a fost oaia, și se face ușor. La sfârșit adăugăm și condimentele. În al doilea ceaun avem ceaunul cu sărmăluțe, tot o specialitate a zonei noastre. Avem afumătură în ele, cârnați, costiță pusă și ciolan. Celebra iahnie de fasole de la gura râului, făcută tot la foc de lemne, tot în ceaun. Nelu, te rog frumos să arăți ingredientele. Noi începem prin a căli niște slănină. Asta o face mai deosebită pentru zona de mărginime a Sibiului. Se călește slănina și practic noi în slănina aceea călim ceapa. Facem o călitură de ceapă la care adăugăm costiță, care se călește, cârnăciorii care se călesc și ciolanul. Bucătăria noastră este o bucătărie foarte simplă, bazată pe condimente tradiționale care merg mână în mână cu sufletul și cu inima mărginenilor. La noi se spune cocoloș cu brânză sau prescurtat bulz. Este făcut din mămăligă, cu mălai făcut pe piatră la moară, măcinat pe moară de piatră, care să fierbe foarte bine la ceaun. Avem ceaunul special de cupru unde fierbe mămăliga. O mămăligă pe piatră fiartă în jur de o oră, după care se face bulzul. Practic, se modelează mămăliga în forma unui bulz care are în interiorul ei are brânză de burduf de munte, trei tipuri de brânză, brânză de burduf de munte, brânză de burduf de șes și cașcaval are. Se face un mix de brânză care se introduce înăuntru. El se servește în două feluri. Normele de igienă impune să-l servim în staniol, dar el se poate coace și direct pe grill. Îl servim cu smântână, se taie în patru, în cruce și îl servim cu smântână. Chimirul sau ce pare de tată-fiu s-au moștenit aceste chimiruri care se poartă la portul popular. Este piele de vită de 2 și 2, prelucrată, are capse de alamă, coață, butoni alămiți, nu sunt de alamă, catarambele iară sunt alămite, se lucrează totul manual. Prima dată se croiesc, după ce s-a croit, se recroiesc, după ce s-a recroit, se îndoaie în apă, după ce s-a îndoit în apă, se coasă pe cal cu sula și cu două ace. Ața este cu ceară de albine, și îl brodez.
faci prima dată buritecul cu tablă de alamă 009 și după aceea îl împodobești șerparul. Încep câte 5 odată. Nu pot să încep mai multe, fiindcă pielea de la o nuanță de la alta se schimbă. Putem să și arătăm, asta are o nuanță, asta are alta. Deci sunt 3 șerpare diferite cu 3 nuanțe din același lot, din cauza pielii. Tu nu poți să pui altă floare aici, fiindcă dacă pui floarea asta, nu bate una cu cealaltă. Și atunci aruncă în relief. Ei, am terminat cu cele maro, am ajuns până la cel negru, care sunt brodate din prelată. Este plastic care era mai de mult pojiță, din piele de vită. O vopseau bătrânii cu vopsele nechimicale. Ei știu, n-am prins așa ceva. Și atunci, cum să fac să ajung până acolo? M-am apucat cu plastic, pur și simplu, de prelată. Îl tai cu mâna manual, pur și simplu, și îl brodez. În fiecare punct din acesta intră odată sula și odată intră tabla. Îl tragi și îl scoți. Cam într-o lună, o lună și jumătate. Am multiplicat producția. Părinții au lucrat aceste pălării care sunt autentice ale noastre din zona, pălările Clopo, pălăria de Cioban. Clopurile sunt de două feluri, odată sunt ale noastre și cele din Maramureș. Alea sunt de paie și ale noastre sunt de lână. Deci totodată aceste pălării mai este încă o fabrică, materia primă care se numește cloș. Ea este lână de miță, de merinos, măruntă, de la miei. Ea se bate în piuă, în cardă coneză și este prelucrată. Eu cloșul și dau forma pe care o doresc eu. Poate să fie înaltă, poate să fie mai joasă, sunt diferite forme a pălăriilor, nu sunt numai unele. Putem să facem cele de țigani din ele. Aceste pălării în Maramureș, în Sighișoara, în general, majoritatea în Sighișoara le poartă maghiarii. Ei sunt aceste pălării. Ba, avem și pentru vânătoare, cum să nu, dar mergem un pic mai încoace. Așa ceva, acestea sunt pălăriile vânătorești. Sau dacă nu vrem așa ceva, începem pe asta, un pic de diferență de culoare și dacă nu, începem mai mari, la cele mai mari, care sunt mai clasice. Ne ducem un pic spre Occident. Nu spunem de obicei turiști, noi spunem musafiri. Și întreabă, de unde veniți, unde stați, ce faceți în gura râului, cât stați? Și relația aceasta este foarte benefică. Vedeți, în lumea asta destul de izolată și individualistă, o relație umană, sănătoasă, autentică este binevenită. Când cineva te întreabă, domnule, de unde vii, la cine stai, hai să-ți dau un pahar de vin, hai să-ți dau un părus de rachiu, hai să-ți arăt cu ne îmbrăcăm românești, au fost musafiri care au fost duși în curțile oamenilor,
și i-au îmbrăcat românește, pur și simplu. Vă dați seama ce senzație frumoasă. În costumele la bunicilor și străbunicilor lor au stat și a băut un par de vin și lucrurile acestea nu au fost pe bani, au fost din pură omenie și din spiritul acesta de primire autentică la Gura Râului. Și al treilea lucru de care vreau să vă spun este mâncarea. Ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat înainte, autenticitatea mâncării, calitatea mâncării. Și enumăr aici, ca să vă fac puțin poftă, cocoloș cu brânză, tocană la ceaun, mămăligă cu brânză. Îi așteptăm cu mare drag pe toți, ne bucurăm de prezența oricărui om fain la Gura Râului, pentru că, în general, oamenii faini se adună între ei și este locul unde se pot întâlni, cu diverse ocazii sau fără ocazii, oameni faini din toată țara și, de ce nu, din lume. Pentru că aici vreau să ating un subiect, că dacă noi am fi foarte aplecați spre această industrie a turismului, am putea să aducem din străinătate foarte, foarte mulți oameni să ne vadă portul, mâncarea, tradițiile și ce-o da Dumnezeu, că nu o să piardă, o să se bucure. Manifestările încep sâmbătă seara cu un spectacol folcloric și cina ca la stână, cu tocană la ceaun și cocoloș cu brânză și se încheie cu un foc de tabără. Bisericii evanghelice din Hoghilat s-au umplut de lume venită la sărbătoarea tuberozelor în ultima lună a verii. Mai multe ateliere au fost vizitabile în timp real. Atelierul de gătit cu flori, atelierul parfumul de vin de la moft la pasiune, un atelier de bijuterii florale, atelier de creații parfumate, atelier cu și despre natură. O să vă rugăm să ne prezentați nouă ce aveți aici. Care sunt săpunurile pe care le aveți? Sunt niște săpunuri naturale, făcute de o producătoare din Sibiu foarte apreciată,
Lutero se numește, și avem o vedetă astăzi, să zic așa, un săpun care conține și ceară de tuberoze. Este un săpun natural, după cum scrie și pe etichetă, conține ulei de măsline, de cocos, ricin, pudră de lucernă bio, ceară de tuberoze și aromă naturală de tei. Îmi place foarte mult Blue, miroase extraordinar, Samurai, care este negru cu cărbune negru, mai este unul Schmirgel, care este foarte bun, cum se zice, exact, da, să facă gomaj. Exact, să facă gomaj, da. Și plus mirosurile sunt minunate. Activități culturale și de divertisment au umplut spațiile dintre flori în Hoghilad. Nu au lipsit proiecțiile de filme și nici cina cu parfum de tuberoze. Noi am încercat și sper că am reușit să scoatem în prim plan comunitatea noastră și mai exact cultivatorii acestor frumoase flori care sunt tuberozele. Din păcate, acum sunt doar 28 de familii. După Revoluție au fost aproape 80% din locuitori făceau acest lucru. Și de aici și ideea. Am încercat și încercăm să-i încurajăm că dacă nu facem acest lucru, o să dispară această frumoasă îndeletnicire. Sașii avea o vorbă și ziceau cam așa. Aceste flori seamănă cu un copil căruia îi place să stea cu picioarele în apă și cu capul la soare, adică să fie tot timpul udate și să fie tot timpul soare. Eu cred că stăm pe o mină de aur, dar din păcate nu știm să o exploatăm. Cred că această nișă de turism rural, transilvanian, e căutată de tot mai mulți oameni și rolul meu e acela de a le deschide ochii oamenilor și de a construi aici pensiuni, case de vacanță, care să atragă cât mai mulți turiști. Aici se cultivă pentru prima dată în România tuberozele. Faptul că aceste flori înfloresc o dată la 3 ani, nu e o floare care înflorește în fiecare an. Faptul că mirosul e un divin, faptul că zona e superbă, faptul că avem în cele 3 sate, 3 biserici, monumente istorice. Mă și gândeam de foarte multe ori, venind sau trecând pe lângă biserici, spre exemplu, la Valchid, biserica atestată la 1390. De câte ori trec pe acolo, inevitabil mă gândesc unde erau americanii la acea vreme. Și asta e un lucru de văzut. Sărbătoarea tuberozelor este un eveniment desfășurat cu sprijinul Ministerului Culturii și Consiliului Județean Sibiu, organizat de primăria din Hoghilad, în colaborare cu Claudia Romana Rista, fata care gătește cu flori. Odată pe an, când sunt aici, se mănâncă tuberoze. Este prima sărbătoare dedicată florii de tuberoze din România și este o sărbătoare pe care am gândit-o tip concept, în sensul în care toate atelierele sunt organizate aici, în curtea bisericii evanghelice din Hoghilad, care odată pe an, odată cu această sărbătoare, este readusă în circuitul turistic și poate fi vizitată. Totodată, odată pe an, în primul weekend din august, se pot vizita culturile de tuberoze. În Hoghilad există o tradiție de peste 100 de ani în cultivatul de tuberoze. Comunitatea de români a început să cultive tuberozele încă din anii 60, iar după plecarea masivă a sașilor din Transilvania, au rămas singurii care cultivă aceste flori. Mărturisesc că atunci când am creat acest eveniment, gândul meu a fost la lanurile de lavandă din Franța sau la alte sărbători care aduc turiști din toată lumea. Să jucăm în doctorul! Thank you.
La crepuscul, tuberozele răspândesc un parfum ispititor. Așa cum Franța are lanuri de lavandă, la fel și România are câmpurile, grădinile de tuberoze din Hochelag. Cu o tradiție de peste 100 de ani în cultivarea tuberozelor, Hochelag se numește astăzi Tărâmul Tuberozelor.